Atunci a fost pentru prima oară când am reușit să ajungem la Polul Nord, la plecarea din ultimul sat de eschimoși. A început cu adevărat să bată vântul. Simțeai cristalele de gheață cum îți străpung fața. Apoi, nimic. Și când părea imposibil să mergi mai departe, s-a întâmplat. Întreaga lume s-a oprit în loc și totul părea ca de pe o altă planetă. Luminile Nordului. Aurora Borealis. Tati, când o să mă fac mare, o să inventez ceva și o să duc și pe tine acolo odată.